Știați că brânza își poate schimba gustul în funcție de muzica la care este expusă? Este foarte adevărat și să știți că de-a lungul timpului au fost mai mulți cercetători care au făcut treaba asta, dar recent, de prin 2019, un producător elvețian de brânză a început să pună fiecarei bucățele de brânză pe care o pregătea un alt fel de muzică și nu o să vă vină să credeți ce modificări au apărut. Aproape insesizabile, dar ele există. O să le supun și la un pic de cultură. Le voi citi despre literatura din America Latină. Ei bine, cum... Stați că nu înțeleg că e în engleză. Le pun mai bine muzică. Uite, mie asta îmi place, e fel. Nu? Și mie asta îmi place super, super mult. O să fie mai sărat acum de aia. Mhm, da, e mișto. Mhm. Mai ții minte, mă, dragă mărime. Telemeaua de capră din zona Sibiului merită un pic de muzică populară frumoasă. I-am pus niște Irina Loki, cred o să-i placă. Oricum era foarte sărată, poate se mai liniștește puțin, se mai domolește. E un pic de cașcaval franțuzesc. I-am pus un pic de Edith Piaf să se simtă ca acasă. Mm. Și cât ascultă el și-și schimbă gustul, am să-i creez și un pic de ambianță.